Asta îmi place mie la emisiunile de dimineață, care sunt și matinale, evident. Bă, deschizi televizorul, nici nu știi ce înveți. Ba să faci un jerk de pui, ba să pui aluni americane, ba sport, ba afli cum să nu dai bani până pe 20, apropo. Și ieri am reușit să fentez două plăți cu același text. Am o bucată cu Bianca, ce spune acum câteva săptămâni: până pe 20 februarie nu dați bani, că e nu știu ce retrograd. Cum primesc câte o amenințare, bineînțeles, de la câte un partener al meu: bă, ne dai banii, eu le transmit treaba cu Bianca. Bă, a zis Bianca să nu dau, că merge rău tot anul, nu dau. Na, stați până pe 20, că n-o fi foc. Uite așa. Ce mai aflați din emisiune? Păi, pe vremuri, nu știu dacă știți, anunțam concertele. Sanchi, ne vedem în 2022, dacă o fi. Tot pe vremuri aduceam artiști aici. Bă, veneau ăia, lansau, ziceau. Toată noaptea n-am putut să dorm, am venit să lansez piesa la voi. Acum, ia întrebați artiștii ce au făcut ieri. Au dormit. Alaltări ce au făcut? Au dormit. Dar tot de la neață aflăm și lucruri despre trupurile noastre. Mădălina a promis că merge la kinetoterapeut să vedem ce caută omul acolo. Și mai ales dacă doare. Bă, toată lumea întreabă asta. La kinetoterapeut și la chiropractor, două lucruri total diferite. Bă, m-aș duce, dar mă doare? Uite, a venit răspunsul. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor. Normal că nu doare, Dani. În plus, părinții trebuie să fie atenți la postura copilului, pentru că despre asta discutăm astăzi. Și sunt niște exerciții speciale pentru cei mici, în cazul în care nu au o postură corectă. O să le vedem imediat. În mod evident, nu doare. Dragoș este cel care pregătește aceste exerciții. Este fost sportiv de performanță, este preparator pentru mari sportivi, este kinetoterapeut. Bună dimineața, Dragoș. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Iată că în această perioadă au început copiii școala, cei mici de la 1-4 merg în orice scenariu la școală, stau foarte mult la birou, la măsuță, așa cum o să-i vedem și pe cei mici, pe Tudor și pe Elisa. Nu stau foarte corect, n-au poziția corectă, au și ghiozdanul foarte greu, ai și tu o fetiță, știi despre ce este vorba. Cum să-i ajutăm? Venim în întâmpinarea acestor copii prin programe de exerciții personalizate în funcție de problemele pe care ei le au. Înainte de a începe orice program de exerciții, le facem o evaluare și vedem exact ce fel de deficiență a coloanei vertebrale avem. Fiindcă la fiecare dintre noi, dacă ne uităm amănunțit, cu siguranță vom găsi câte o anumită problemă mai mică sau mai mare. Îi vedem pe copii petrecându-și foarte mult timp așa, au stat în online, în aceeași poziție, stau și la școală foarte mult timp pe scaun, scriu la măsuță și atunci se apleacă. Ajută-ne să înțelegem cum ar trebui să procedeze poate părinții acasă sau în momentul în care îi aduc la tine. Ce tip de exerciții sunt cele mai sunt exerciții foarte simple. Tocmai exact exercițiile pe care le prezentăm acum sunt accesibile și pot fi făcute de absolut orice copil acasă. Facem aceste exerciții pentru a dezvolta mobilitatea la acești copii, pentru a-i face mai puternici și a-i face să fie mai bine pregătiți pentru viața ce va veni. Vedem exerciții, flexibilitatea gâtului. Exact, sunt exerciții pentru flexibilitatea gâtului, sunt exerciții pentru întărirea centurii scapulo-humerale, pentru zona dintre omoplați, care de cele mai multe ori o simțim cu dureri foarte, foarte mari, și este o zonă în care postura se... În momentul în care postura nu este tocmai corectă, acolo se vede prima dată, vedem așa zis și copiii care se cocoșează. Și tocmai în întâmpinarea acestor probleme venim cu aceste exerciții care sunt destul de simple. Și știi ce se întâmplă cel mai des? Părintele îi spune copilului să stea drept, dar știi, copilul face ce vede la părinte. Nici exact. Noi, adulții, nu avem postura corectă de multe ori. O altă problemă, copiii nu știu cum să stea drept. Adică noi le spunem, dar ei nu sunt conștienți de lucrul acesta. Și pe lângă exercițiile pe care le fac aici, este foarte important ca virul copiii să ei să conștientizeze postura corectă. De aceea este bine ca în prima fază a recuperării și a exercițiilor, este bine ca ei să fie îndrumați de către un specialist în domeniu. Bun, și dacă tot vorbim de 3 minute despre postura corectă, arată-ne tu, care este postura corectă? Ideea e că ar trebui să fie cam absolut toate lucrurile aliniate, adică să fie picioarele să fie drepte, glezna să fie în linie cu șoldul, să fie în linie cu urechile, bărbia pe spate, pieptul scos în față, omoplații să fie cât mai apropiați, ca și cum am vrea să strângem ceva între omoplați, pieptul în față.
Deci, de aici încercăm să respirăm. Nu este ușor de menținut această postură corectă, fiindcă toată viața noastră avem o luptă cu gravitația. Și aș menționa și faptul că stăm foarte mult pe telefoane și butonăm. Nu o să butonăm niciodată în poziția aceasta. O să stăm foarte mult timp aplecați. Și cei mici se joacă pe tabletă în aceeași poziție greșită. În continuare. Foarte pe scurt o să te rog să spui care sunt problemele care pot apărea dacă stăm tot timpul cocoșați, spre exemplu. Deci, în primul rând, trăim într-o eră în care telefonul face parte din viața noastră. Vrând nevrând, de la vârste cât mai mici. Cu toate că acesta a venit în întâmpinarea problemelor noastre, a venit pentru a ne ajuta, noi din această problemă, și chiar există o afecțiune care se cheamă text neck în perioada aceasta, fiindcă oamenii stau foarte mult aplecați și se uită doar în telefon. Pe lângă asta mai menționați scolioză, nu? Mai avem scolioză, mai avem lordoze, avem cifozele, cam acestea sunt principalele, ca să zic așa. Dar în același timp trebuie să învățăm acești copii să-i pregătim pentru viața de mai apoi, să-i facem mai puternici, să stea cât mai drepți. Fiindcă odată cu trecerea timpului, postura, dacă avem o postură incorrectă, aceasta se strică, să zicem așa, din ce în ce mai mult pe măsură ce trece timpul. Mulțumim foarte mult, Dragoș. Părinții sunt cei care trebuie să fie foarte atenți și să-l aducă pe cel mic din timp aici la sala de kinezoterapie să-și rezolve. La fel, foarte mare grijă cu ghiozdanul pe care îl poartă, să nu fie atât de greu, fiindcă dacă avem impresia că punem un ghiozdan în spate și copilul nostru se va îndrepta, nu se întâmplă, din contră, se întâmplă exact opusul, fiindcă musculatura anterioară va acționa astfel încât să mențină ghiozdanul și postura se va strica din ce în ce mai tare. Mulțumim foarte mult, Dragoș, cam acestea sunt informațiile de aici, Dani, și iată că nu este nimic dureros, sunt doar lucruri benefice pentru cei mici. Mulțumim, Mădălina, parcă și tu stai mai dreaptă, ca pe podium când ești la kineto. Toți ne îndreptăm un pic de spate când mergem în zonele astea. Spunea un prieten al meu bun pe Facebook, dacă vrei să vezi tristețea adevărată și chinul pe fața unor oameni, du-te într-un centru unde se recuperează oameni care nu au făcut ce trebuie la timp. O să vedeți. Îți dă un elastic din ăla, am fost și eu, îți dă un elastic, un kinetoterapeut și zice, ia fă așa cu el de 25 de ori. Și eu zic, eu la sală? Păi eu ridic greutății mari, zice, știu. Tu fă-mi asta, naxul ăsta, cu elasticul ăsta 25 de ori, poți? Păi, eu ridic, împing mult, fac, dați-mi greutății mari. Fă de 25 de ori, te rog. Pe la 18 eram așa, putem să mai scădem? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, asta este o știință și noi nu ne pricepem chiar la...